bine ați venit și vă doresc distracție plăcută. Am pregătit un spectacol în aer liber, este pentru prima dată și sperăm să fie bine. Noi, deci cu ansamblurile locale, printre invitații mai de seamă sunt cei de la Baladele Deltei, ansamblul județului Tulcea, ansamblul profesionist, și în plus avem pe invitați special, să zicem, pe domnul Constantin Enceanu și pe doamna Angelica Flutur. Și ansamblul DOR de la Serghiu de Deal, care ne va onora cu prezența cu siguranță. Le doresc la mulți ani tuturor locuitorilor comunei Ciamurlia, nu numai satului, ci comunei Ciamurlia. I-am în suflet pe toți, pentru că eu muncesc cu ei de peste 40 de ani de zile. Ca fiu al satului, sunt mândru de această comună. Vreau să spun că sunt născut, crescut aici. Vreau să spun că sunt niște oameni minunați în comuna Ciamurlia. Dacă ați fost prin comună, poate ați văzut că este asfalt, sunt asfaltate toate străzile. Avem școală, avem grădiniță, cămin cultural, stadion de fotbal, after school. Și vreau să spun canalizare și condiții optime de a trăi decent în această comunitate. Cu alte cuvinte, să transmiteți un mesaj. Le-aș dori multă statornicie în acest sat și să-și educe copiii în sensul să devină cetățeni de bază ai comunei și ai județului. Lumea se bucură la primul eveniment de acest gen creat, eu cred că este un succes. Inițiativa este o reușită și aici mă refer la inițiativa domnului primar al Consiliului Local Ciamurlia de Jos, pentru că și dumneavoastră, dacă vă uitați, vedeți o mulțime de oameni adunați aici, lucru care nu poate decât să bucure. Dar eu le doresc din tot sufletul celor care sărbătoresc astăzi ziua numelui la mulți ani, locuitorilor din Ciamurlia de Jos, le doresc să aibă răbdare, încredere, că ceea ce se întâmplă acum și ceea ce va să vină vor fi în beneficiul și în perspectivă o dezvoltare a localităților cu mult peste ceea ce este în momentul de față. (Fie)